În ultima perioadă, rata infectării a rămas scăzută în tot județul Argeș, și asta după ce autoritățile au impus măsuri din timp. Oamenii au fost nevoiți să poarte măști și în aer liber, iar restaurantele au fost închise preventiv, fără a se aștepta o decizie de la București. Majoritatea localnicilor au înțeles gravitatea situației și s-au conformat deciziilor luate de autorități. Eu sunt bătrân, nu mai. Nu vă încurcă niciun fel. Eu port, nu mă încurcă. Nu mă deranjează niciun fel. Important este să fie bine pentru toată lumea. Deci o porcă asta este. Deci sunt conștient de ceea ce se întâmplă cu noi în țara asta, în lumea asta, și n-am nicio problemă. E o măsură binevenită în situația de față? În punctul de vedere, la ora actuală, da. Eu o port și pe acasă, pe în grădină, o port și pe stradă, și la locurile externe și interior. Ce să facem? Altceva? Care situație e mai bună? Nu vezi că se luptă medicii cu această pandemie, dar nu știe ce să mai facă nici ei. Nu mai au timp nici să răsufle. Am acționat foarte ferm în momentul în care am văzut că am ajuns la o medie de 100 de cazuri pe zi. Deși am fost în plin sezon estival, în urma controalelor efectuate în teren, am luat decizia de a închide piscinele, târgurile săptămânale, am interzis interacțiunile fizice de tip dans și joc. Ne-a trebuit peste o lună și jumătate să ajungem să stăpânim pandemia, să ajungem la un platou care să nu mai crească cazurile și apoi să ajungem la o scădere. Deci o lună jumătate ne-a trebuit să ne revenim efectiv, să reușim cumva să vindecăm județul. La finalul verii, județul Argeș s-a confruntat cu un val uriaș de infectări. După introducerea restricțiilor, numărul de noi cazuri a scăzut sub 25 în fiecare zi.